Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de Universe Mod din WWE 2K20. Suntem cu bossul cel mare, cu The Man, cu chairmanul, cu ce mai vreți voi, cu Vince McMahon. Apăsați și voi acolo pe butonul de like și subscribe dacă sunteți noi. Ok, ce are de spus Vince McMahon? Oh, bine v-am regăsit, fani IWWE-ului. Sunt aici pentru a face un anunț foarte important, pentru că vine și Survivor Series. După Survivor Series o să se producă niște schimbări majore în cele trei branduri. Va exista wildcard cred că da, wildcard rule sau ceva de genul, nu știu cum se numea, frate. Această regulă va aduce wrestleri din branduri diferite, din Raw sau SmackDown, de exemplu în NXT și tot așa. Asta va face unii wrestleri să primească mai multe șanse. De asemenea, titlurile de midcard se vor schimba, adică campionul intercontinental Baron Corbin va ajunge în Raw după Survivor Series, iar campionul United States, Tommaso Ciampa sau Randy Orton, va ajunge în SmackDown. De asemenea, fostul campion universal Bray Wyatt, The Fiend Bray Wyatt, nu va rămâne fără meci la Survivor Series. El se va înfrunta cu o legendă. Dar oare cine va fi acea legendă? Veți afla la momentul oportun. O legendă care se află într-o formă maximă și vrea să dovedească că este peste de fiind Bray Wyatt, care a făcut legea aici în Raw. De asemenea, în seara asta avem un match în steel cage pentru titlul lui Tommaso Ciampa împotriva lui Randy Orton, pentru a determina campionul care se va lupta cu Baron Corbin la Survivor Series. În seara asta vom afla și care sunt capitanii echipelor din Raw. Și cam asta am avut de zis. Wow! Vince McMahon face anunțuri destul de importante aici la Raw. Și Bray Wyatt îl învinge pe Johnny Gargano, Drew Gulak pe Jack Gallagher, Iconics, campioanele la echipe câștigă, Ricochet încă o victorie și avem meci pentru determinarea capitanei echipei feminine din Raw. Fatal 4-Way, apoi Triple Threat și după main event Dakota Kai, Ronda Rousey, Rosemary și Ember Moon. Wow! Wow! Ce echipă! Campioana Becky Lynch se va înfrunta cu Shayna Baszler sau Sasha Banks, pentru că în această săptămână vom avea încă un rematch. Oare cine va fi capitanul echipei feminine din Monday Night Raw? Și începe partida. Oh, Rosemary o pune la pământ pe Ember Moon și Ronda Rousey pe mai tânăra Dakota Kai. Dar Kai acolo scapă. Oh, Dakota Kai o pune la pământ pe Ember Moon. Foarte interesant de văzut ce se va întâmpla. Wow, reverse. Foarte interesant de văzut ce se va întâmpla cu Rosemary și Ronda Rousey, cele care au avut un mic conflict în trecut. Nu uriaș, dar un mic conflict. Dakota Kai a venit foarte bine din NXT aici în Monday Night Raw și s-a impus total.
O vedem pe Kaio. Ce lovitură pe fosta campioană din ROH, iar acolo Ember Moon cu un suplex. 1 și atât. Dakota Kai. Oh my god, ce face Kai acolo? Cine s-ar fi așteptat la așa ceva, Dakota Kai, la o asemenea dominare? Oh, ce a făcut acolo Rosemary? Oh, și ce picior. Oh, nu. Oh my god. Dar Dakota Kai din spate. Oh. Dakota Kai și Ember Moon s-au descurcat cel mai bine până acum în acest match. Wow, ce Superman Punch! Și German Suplex pe Ember Moon! Oh my god! Elbow Drop! De pe Apron! Dar se apără foarte bine acolo Rosemary! Oh, forearm! Oh, și foarte bine acolo Ronda! Oh my god! Acum Ronda Rousey de pe a treia coardă. Rousey, the baddest woman of the planet. Ronda Rousey. Oh, ratează. Și Bulldog. Oh my god! Și este pusă la pământ și Dakota Kai. Oh nu! Ce face Dakota Kai acolo? Oh my god, și revine Ronda. Ronda revine în ring, the baddest woman of the planet. Oh. Acum nu, Ronda Rousey vrea să accidenteze pe Rosemary, vrea să scape de ea, nu vrea să fie în echipa Raw-ului, dar se apără foarte bine acolo Rosemary. Oh, nu. Close line. Și auzim pe Ember Moon cu acel strigăt de luptătoare. Oh my god. Oh my god, Ember Moon este la pământ. Acum revine Ronda și o aruncă efectiv pe Rosemary, incredibil. Oh nu! Incredibil ce face Ronda Rousey. 1, 2, nu. Este incredibil ceea ce face și Dakota Kai acolo din spate. Dakota Kai, oh nu. Dar Ember Moon și ea din spate foarte bine. Oh, belly to belly. Pe the baddest woman of the planet, Ronda Rousey. Dar pin de la Rosemary, nici măcar unul. A intervenit și Rosemary. Oh my god, vedem acolo pumnii Rondei. Oh my god. Ratează amândouă. Acum este pusă la pământ Ronda Rousey și este ridicată.
Și vedem acolo, oh my god, ce face Rosemary, și Rosemary poate fi capit. Oh, și Rosemary va conduce echipa Monday Night Raw, incredibil. Rosemary este capitanul echipei feminine din Monday Night Raw. Rosemary, vedem cea mai importantă victorie de până acum din Monday Night Raw. Și mergem mai departe. Oare cine va fi capitanul echipei masculine din Raw? Braun Strowman, Eric Young sau Roman Reigns? Dar care va fi ultimul membru? Tommaso Ciampa sau Randy Orton? Ai azi? Bun. Oh. Oh, nu. Oh, nu. Braun Strowman. Oh my god. Doar Young vine acolo. Oh my god. Oh, și este roll up pe Strowman. 1, 2. Nu se poate, cum ar fi fost o victorie de genul. Oh, și Strowman. Ce bine se apără Brown. Oh my god, ce face Strowman, the master among men. Și Young este în spate. Oh nu, dar foarte bine Strowman acum. Incredibil ce face Strowman. Puh. Și vede... Hai că double team dacă e. Oh, și Reigns îl pune la pământ pe Brown. Oh. Oh, și îl pune și Young la pământ pe Strowman. Acum Roman Reigns. Oh. Aici e problema la Brown. Strowman e problema. Oh, oh, oh. Wow. DDT. Și intră Eric Young și Big Boot pe Eric Young. Oh, nu. Oh, iar acum Reigns cu un Big Suplex. Dar Young foarte repede. Oh nu. Și Strowman acum. Oh nu. Dar scapă foarte bine. Și oh, nu, nici de fapt este lovit Reigns în aer. Îmi pregătea un Superman punch, nici măcar unul. Incredibil, ce frumos. Și fuge acum în afara ringului. Oh my god.
Intră Strowman. Oh, nu. Oho. Oh. Incredibil. Și vedem pe Young care fuge în ring. Oh, ratează spre în panciu. Oh, nu. Superplex. Incredibil. Oh, și Strowman este la pământ. Superman Punch. Nu, reverse la spear, nu se poate. Oh, close line, dar ce close line. Acum este ridicat Roman. Oh, dar Ian vine foarte bine. Eric Ian, acum, oh my god, îl pune la pământ pe marele Strowman. Și le ridică acum Ian pe Reigns. Oh, DDT, nu se poate. Și este pin, nici măcar unul. Și Strowman intră în ring, iar acum Reigns îl prinde în, îl prinde în roll-up 1, 2, oh, nu. Oh, ce big headbutt acolo. Oh my god, Reigns este distrus. Și intră Young în ring. Acum este pin. Wow, nici măcar unul, incredibil. Acum. Oh my god. Superman Punch, incredibil. Acum Young se ridică. Spear. Oh my god. Și ambii wrestlers sunt la pământ. Dar Roman Reigns nu se lasă. Oare să fie Roman Reigns capitanul din oh, Superman Punch, dar ce Superman Punch pe Strowman. Iar acum Reigns. Oh, spir încă o dată pe Young. Ce meci. 1, 2, 3 și capitanul din Raw este Roman Reigns. Să vedem care va fi al patrulea membru. Al patrulea membru va fi cel care va pierde meciul. Ori Tommaso Ciampa, ori Randy Orton. Sigur va avea ceva de spus despre liderul echipei. Ce va avea de spus vom afla săptămâna viitoare.
Oh, și începe partida și îl vedem pe Tommaso Ciampa cu un dropkick acolo. Oh, pregătește un suplex. Oh my god, din a doua încercare pe Orton. Oh, și German suplex. Acum Ciampa. Oh my god, Tommaso Ciampa. Ratează amândoi dropkick-ul. Oh, foarte bine Orton acolo la niul. Îi Ciampa. Oh, nu. Oh, și este aruncat. Reverse, foarte bun. Oh, close line. Și Orton încearcă să scape și să captureze titlul United States. Haide, ce... What the fuck, ce greu se ridică Ciampa. Dar acum Tommaso Ciampa. Oh, nu! Oh, și este aruncat de pe cușcă. Hai, John! Oh, nu! Oh! Oh my god! Oh nu! Tommaso Ciampa îl prinde pe Orton, dar Orton se ridică. Oh! Reverse probabil la un archio. Oh, iar acum sare aiurea Ciampa. Oh, dropkick. Ce meci frumos, ce meci frumos. Ce meci frumos, băi băieți. Încă o dată un salt al lui Tommaso Ciampa. Iar acum Ciampa. Oh, cu Ciampa Lock. Vrea să-i rupă una stângă lui Randy Orton. Cu Ciampa Lock. Și scapă Orton. Oh, mă așteptam la un roll-up acolo. Orton este lovit în burtă. Acum nu! Reverse la fairy tail landing. Băi, frate, ce bug ăsta a terminat. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, my God. Iar acum pin. 1, 2. De ce se mișcă așa de repede la Ciampa? Spuneți-mi și mie de ce se mișcă așa de repede. Și Randy încearcă să scape din steel cage. Ciampa este la pământ. Hai, John, hai. Tommaso Ciampa se ridică. Oh! 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 Și cade. Cade Orton. Acum se urcă și poate evada Tommaso Ciampa. Oh, nu! Băi, de ce nu poate... Frate, ce porcărie! Oh, și este aruncat Orton! Dar se întoarce în cușcă. Ce vrea să facă acolo Ciampa? Oh my god!
ce genunchi încasează Orton? Încă o dată Ciampa loc. Și tapează și avem Steel Champion, Steel Champion Tommaso Ciampa cu această manevra lui. Cu această super manevră a lui, cu care a învins foarte mulți wrestleri uriași. Și Tommaso Ciampa versus Baron Corbin la Survivor Series. Da, băi băieți, cam asta a fost episodul, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook, iar Randy Orton este ultimul membru din echipa Raw-ului. Da, eu am fost 007 Mario, pa!